Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Livia Graur, începe Focus. Un copil de 3 ani este în stare gravă după ce a căzut de la etajul 5 al apartamentului în care locuia. Ar fi fost acasă doar cu mama sa. Polițiștii au început o anchetă. O tânără din Cluj, care a fost dată dispărută de familie ieri, a fost găsită fără suflare pe un câmp de la marginea orașului. Poliția încearcă să afle ce s-a întâmplat. Iar liderii celor mai periculoase clanuri interlope din capitală au fost reținuți de procurorii antimafia. Ei sunt acuzați de trafic de droguri. Un incident grav s-a petrecut în această dimineață la Sibiu. Un copil de 3 ani a căzut de la etajul 5 al unui bloc. Copilul era acasă cu mama sa. Cu mai multe detalii despre acest caz vine colegul meu Cosmin Călinescu. Cosmin, bună ziua! Te ascultăm! Bun găsit! Încep prin a vă spune că urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. Alarma la 112 a fost dată de către un vecin în jurul orei 8:30 de dimineață. Ajuns la fața locului, medicii Smurt l-au găsit pe copil zăcând inconștient pe trotuar. Micuțul a fost transportat apoi la spitalul de pediatrie din Sibiu în stare gravă. În prezent acesta este în comă, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire, întrucât acesta este intubat și ventilat mecanic. Se pare că în momentul producerii incidentului, copilul era în apartament împreună cu mama sa. La nivelul poliției municipiului Sibiu s-a deschis un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a fi stabilite cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs acest eveniment nefericit. Atât deocamdată despre acest caz, revenim cu detalii la Focus 18. La revedere! Mulțumesc, Cosmin. Fetița de 3 ani, care în urmă cu o săptămână a fost internată în stare gravă împreună cu sora ei mai mare după ce a fost spălată pe cap cu o substanță antiparazitară folosită la animale, a intrat în moarte cerebrală. Colega mea, Daria Diaconiuc, știe întreaga poveste. Daria, bună ziua, te ascultăm. Bun găsit, fetița se află internată deja de mai bine de o săptămână la Spitalul Sfânta Maria din Iași pe secția de terapie intensivă. A ajuns aici cu un elicopter Smurd împreună cu sora ei de 4 ani. Aceasta din urmă a scăpat de pericol pentru că pe ea mama nu a spălat-o pe cap și micuța a inhalat doar vaporii substanței cu care femeia a stropit camera lor. În cazul celei mici, încă de la început situația a fost foarte gravă pentru că a fost spălată pe cap cu substanța antiparazitară folosită pentru animale. Intoxicația a fost extremă. A fost resuscitată 10 de minute, iar medicii depun toate eforturile să o salveze. Din păcate, copila a intrat în moarte cerebrală, iar doctorii spun că șansele ei de supraviețuire sunt minime. Atât de aici, la revedere! Mulțumesc, Daria! Un incendiu puternic a avut loc azi noapte la o fermă din județul Arad. 600 de baloți de paie au ars în câteva ore. Proprietarii nu au reușit să stingă vâlvătaia și au sunat la numărul de urgență. Nevoie de 2 auto speciale de stingere și de mai mulți voluntari din zonă pentru stingerea tuturor focarelor. Salvatorii au reușit să prevină extinderea incendiului, dar nu s-a mai putut recupera nimic. Nu au existat victime, iar pompierii încearcă acum să afle de la ce a pornit focul. Bani în bancă sau investiții în titlurile de stat? Care sunt dobânzile și ce recomandă specialiștii să faceți cu economiile? Aflați imediat la Focus. O tânără de 26 de ani din Cluj-Napoca a fost găsită fără viață pe un câmp. Ea fusese dată dispărută de familie în urmă cu o zi. Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să afle cum s-a produs decesul femeii. Cu mai multe detalii vine colega mea, Oana Spiru. Oana, bună ziua! Te ascultăm! Bun găsit! Tânăra a dispărut marți dimineața din Cluj-Napoca și a fost căutată de 10 de persoane. O amplă operațiune de căutare a fost organizată începând cu ora 10 în zona localității Gârbău, acolo unde s-a presupus că a mers. Din păcate, a fost găsită decedată pe un câmp din apropierea satului. Trupul a fost găsit culcat între mărăcini și urmează să fie transportat la IML pentru necropsie. Tânăra a plecat de acasă în 23 ianuarie la orele amiezii. În aceea zi,
în jurul orei 12 a fost surprinsă de camerele de supraveghere din gara Cluj-Napoca, în timp ce urca în trenul spre Aghireșu. Nu a ajuns la destinație, motiv pentru care anchetatorii au presupus că a coborât în Gârbău. De altfel, mai mulți localnici din Gârbău au declarat că au văzut în ziua respectivă o tânără ce avea semnalmentele fetei, care se îndrepta către un teren extraviran din localitate. La acțiune au participat 10 de polițiști, jandarmi localnici, dar și voluntari. Atât de aici, la revedere! Mulțumesc, Oana. Un curier care livrează mâncare i-a furat unei femei telefonul pe care l-avea în buzunar. S-a întâmplat într-un mall din capitală, iar momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se observă cum femeia tocmai ce își cumpărase de mâncare și încerca să plătească. A băgat cardul în aparat și a început să tasteze codul PIN. Hoțul a profitat de faptul că femeia nu era atentă și i-a luat încet telefonul din buzunar de la geacă. Oamenii legii, ajunși la fața locului, l-au găsit pe hoț după ce au văzut imaginile de pe camere. Bărbatul de 42 de ani a fost imobilizat și dus la secția de poliție pentru audieri. A fost reținut pentru 24 de ore și ulterior a fost eliberat sub control judiciar. Au apărut informații noi în cazul accidentului mortal din județul Olt, în urma căruia un limitator de înălțime a căzut peste o mașină, iar o femeie a murit. Șoferul care conducea mașina de mare tonaj, cel care a provocat accidentul, nu avea autorizație specială de transport pe respectivul drum, potrivit autorităților. Conducerea firmei de care aparține camionul susține însă că limitatorul nu mai era la distanța obligatorie din cauza lucrărilor care au dus la înălțarea șoselei. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Moartea femeii de 66 de ani și rănirea gravă a nepotului ei de 18 ani au fost provocate de șoferul mașinii de mare tonaj, care a lovit limitatorul de înălțime de la intrarea în comuna Dăneasa, susțin reprezentanții Companiei de Drumuri Naționale. Vina în totalitate este a conducătorului auto, pentru că acel conducător auto nu a respectat regimul de înălțime. Trebuia să știe că peste 4 metri înălțime are nevoie de autorizație specială de transport. Fiul patronului firmei la care lucra șoferul are altă versiune. Este trailer de transport omologat, are doar câțiva ani vechime. Eu cred că se duc în altă zonă și nu are legătură una cu alta. Dar nu era nicio autorizație specială luată pentru că înălțimea era mai mare de 4 metri. Nu știu despre ce autorizație vorbiți, cu tot respectul. Mai mult, omul acuzat susține că există mai multe neconcordanțe între măsurătorile făcute de Compania de Drumuri Naționale. Clar, distanța dintre grinda respectivă și asfalt unde au intervenit lucrări de asfaltare s-a micșorat. Nu mai este 4,40. Grinda nu era prinsă, distanța nu este cea corespunzătoare, nu s-a depășit limita de gabarit, așa cum spun ei. La câteva ore după accidentul care a dus la tragedie, grinda metalică a fost repusă pe poziția inițială, iar polițiștii au făcut alte măsurători. Și-am asistat și noi la acest proces de măsurare și s-a constatat că s-a respectat gabaritul. În partea de ax erau 4,36 m, după măsurătorile poliției, iar la margine, la stâlp, unde era zemul, erau 4,49 m. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă pe numele șoferului utilajului. Între timp, șoferul de 18 ani al mașinii lovite de grindă este grav rănit, iar familia se pregătește să o înmormânteze pe bunica lui, care a murit după ce a suferit un infart în timpul accidentului. Un accident teribil a avut loc pe drumul dintre Pitești și Curtea de Argeș. Un autoturism de lux în care se afla un bărbat de 51 de ani și soția lui de 49 a ajuns de pe șosea într-un șanț. A retezat un stâlp din beton, s-a răsturnat de câteva ori și s-a oprit cu roțile în sus în curtea unui localnic. Martorii spun că șoferul a intrat într-o depășire riscantă și când și-a dat seama că ar putea provoca un grav accident, a tras brusc de volan și a ieșit în decor. Ambii soți au fost duși cu multiple traumatisme la Spitalul Județean Argeș. Din cauza stâlpului retezat, locuințele din zona au rămas fără alimentare cu energie electrică. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere și vătămare corporală din culpă. Doi lideri ai mafiei drogurilor din România au fost arestați ieri în urma perchezițiilor DICOT într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Cei doi interlopi ar fi vândut cocaină în mai multe cluburi și restaurante de lux din capitală. Unul dintre cei reținuți este Emil Alecu, zis Bebino, liderul clanului sportivilor. Sistemul nu mă lasă să-mi arăt adevărata mea valoare. Cam asta sunt. Da?
Bebino și Gabi Constantin, șeful clanului cocalarilor, au fost filați de un polițist sub acoperire care i-a convins pe cei doi să-i vândă cocaina. Negocierile și tranzacțiile au fost filmate și înregistrate. Polițiștii au făcut 6 percheziții în București și în Călăraș. Interlopul Bebino și liderul clanului cocalarilor au fost ținta acestor verificări. Amândoi sunt suspecții principali într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Ar fi vândut cocaină în București în mai multe restaurante și cluburi de lux în perioada noiembrie 2023-ianuarie 2024. Aceste clanuri procurau cocaina din afara țării și o distribuiau către cluburi, către restaurante, în mediile private, în high life, la unele petreceri private, obținând prețuri foarte bune și câștiguri pe măsură care le asigură un mod de viață opulent. Cocaina este un drog scump, astfel că interlopii se învârteau în cercuri formate din oameni bogați. Așa le era mai ușor să-și vândă marfa. Clienții clanurilor, rețelelor importante care distribuiau droguri și în special cocaină, au fost vedetele, au fost persoane din high life, unii politicieni, pentru că ei, în distribuind drogurile, asigurau oarecare și oarecare protecție, deoarece exista riscul ca despre aceste persoane să se afle că sunt consumatoare, curgeau și la șantaj și violență, pentru că lumea drogurilor se leagă inevitabil de toate aceste zone infracționale. Este deja cunoscut faptul că interlopii și clanurile din România au o influență foarte mare și sunt greu de prins în fapt. Spre exemplu, la traficul de nobotanice sau suplimente de droguri, pedeapsa principală a fost până la 1 martie 2023 închisoare de la 6 la 3 ani sau amendă, o închisoare extrem de mică, și foarte mulți astfel de membri ai clanurilor au scăpat în libertate. Acum însă s-a instalat haosul după ce Bebino din clanul sportivilor a fost reținut și după ce liderul clanului cocalarilor a fost audiat. Marius Alecu Zis și Bebino face parte din clanul sportivilor, ce este unul dintre cei mai violenți interlopi din capitală. Bărbatul de 30 de ani a lucrat în trecut ca bodyguard la un restaurant. A devenit cunoscut după ce s-a bătut cu mai mulți mafioți din București. În anul 2020 a fost la un pas de moarte după ce a fost înjunghiat în urma unei bătăi cu un alt clan mafiot. Certa cu rivalul lui a pornit atunci de la o datorie de 10.000 de euro. În urma bătăii pe care a încasat-o, Bebino a rămas fără două degete. I s-a făcut și dosar penal după ce l-a înjunghiat și el pe rivalul său. În același an, Marius Alecu a fost reținut după ce a creat alături de iubita lui o rețea de prostituție. De asemenea, clanul cocalarilor este foarte cunoscut pentru traficul de etnobotanice și de heroină în București. Ilie Roșu, un cunoscut atlet amator, a făcut stop cardiac în timp ce alerga la Maratonul Unirii. Căzut pe Caldarâm, bărbatul a fost resuscitat de unul dintre sportivi, apoi a fost preluat de medicii de la ambulanță. A avut o problemă cardiacă, a căzut din picioare. A plecat și puțin cam tare, înțelegi? S-a plecat și puțin cam tare. A căzut pur și simplu din picioare? Era în fața mea, dar s-a rezumat de mașina. De mașina asta, ai? Eu am căzut, s-a împiedicat cineva. Eu i-am făcut stop cardiorespirator. Eu i-am făcut exact pe trebuie. Transportat în stare gravă la spitalul de urgență din Focșani, sportivul nu a mai putut fi salvat. Ilie Roșu avea 64 de ani și a început să alerge în cea mai lungă cursă atletică la 48. Maratonul Unirii era al 293-lea dintr-o lungă carieră în care a alergat peste 13.000 de kilometri pe toate continentele. Un ordin al Ministerului Sănătății produce degringoladă în farmacii. Oamenii au acum dreptul să ceară antibiotice fără rețetă pentru așa numită doză de urgență de 48 de ore. Medicamentele se vor elibera doar în anumite condiții. Cei mai mulți dintre medici critică această decizie. Noul ordin al Ministerului Sănătății a bulversat și mai mult pacienții, potrivit farmaciștilor. Acesta a fost conceput în grabă și nu recunoaște rolul farmaciștilor în evaluarea necesității administrării unui antibiotic. Farmacistul nu este obligat să elibereze dacă pacientul își cere doza de urgență. Farmacistul trebuie să se convingă el că pacientul are nevoie de antibioticul respectiv. Și asta e o greșeală, populația nu a înțeles. Pacienții au acum dreptul să ceară antibiotic necesar pentru două zile fără să aibă rețetă de la medic, dar sunt obligați să completeze o declarație pe propria răspundere prin care se angajează că nu vor merge să ia aceeași doză și de la alte farmacii. Dar farmaciștii susțin că nimeni nu va verifica aceste declarații. Trebuie să ajungem în punctul în care antibioticele să fie folosite corect și atunci când este nevoie. Practic, plecând de la o problemă generală, din păcate luăm antibioticele precum bomboanele,
Și că de multe ori, nu numai că le luăm inutil, dar avem reacții adverse, se creează rezistență. Deci asta este problema reală. Atenție, în momentul în care se stabilește sau farmacistul stabilește că acea persoană are un teren alergic, că există semne de întrebare categoric, că nu-i va da antibioticul. Antibioticele luate doar pentru 3 zile au un efect bacteriostatic. Bacteriostatic înseamnă că le lasă într-o stare latentă și când găsesc din nou un mediu propice sau un moment, ele se înmulțesc mai mult decât înainte. Eliberarea dozei de urgență trebuie urmată de prezentarea ulterioară a pacientului la medic pentru consult și obținerea unei prescripții adaptate a afecțiunii sale. Rezistența la antibiotice este una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică în toată lumea, iar România e pe locul 3 în Europa la consumul de antibiotic și pe locul 2 la rezistență la antimicrobiene. Numai pentru 48 de ore este bine. Pentru că poate se întâmplă astăzi ceva, nu este un medic. Nu e o măsură bună. De ce? Pentru că se învață lumea numai la antibiotice. Potrivit unui studiu realizat în urmă cu 2 ani, peste 4 milioane de români au avut rețetă compensată sau gratuită pentru tratamentele cu antibiotic. Pentru tot mai mulți oameni, istoria rămâne doar o materie de mult studiată în școală. Datele, cifrele și evenimentele din trecut sunt puțin discutate în 2024. Așa se face că pentru unii dintre români, data la care se sărbătorește unirea principatelor române este doar prilej de zi liberă. Ce înseamnă această zi pentru Timp liber, distracție. 24 ianuarie. S-a întâmplat acum 165 de ani. Da, nu mai știu. Asta nu mai știu. Ce e zi liberă azi? Nu știu ce zi. 24 ianuarie. Ziua Unirii? Da. Când a fost? În ce an? Da. Nu știu. Dar domnitorul știi? Alexandru Ioan Cuza? Da. Ziua Unirii. Da, ziua. Și sub ce domnitor a fost? Chiar nu mi-aduc aminte. În momentul ăsta chiar nu mi-aduc aminte să vă spun. Dar este o zi destul de importantă pentru România. O zi importantă, dar care, la fel ca alte evenimente istorice, se pierde în vâltoarea prezentului. 24 ianuarie 1859, Mica Unire. În cercul tău auzi să se vorbească despre asta? Nu, deloc. Colegi de muncă, colegi de facultate, nimeni. Din păcate nu prea se vorbește, cel puțin în cazul generației mele începe să se scufunde puțin informația. Mi se pare puțin trist. Dar de ce crezi că se întâmplă asta? Cred că din cauza tehnologiei și faptul că ne raportăm foarte mult la culturile din afară și nu acordăm atenție culturii noastre. Sunt subiecte care nu mai sunt relevante în ziua de azi, dar totodată dacă ai pasiune tot poți să le dezvolți. Cum ar fi și acesta, nu? Istoria, religia și totodată astea care au rămas mai învechite. Istoria conține însă lecții cât se poate de actuale, iar unirea principatelor a fost un moment important în formarea statului. Principatele românești au făcut primul pas spre occidentalizare, spre europenizare, ca să zic așa. Ele fuseseră până atunci într-un fel de zonă gri, erau sub suzeranitatea înaltei porți a Imperiului Otoman, dar de fapt erau controlate strategic de către Moscova. E primul moment în care voința națională contează. Pentru noi, ca moldoveni, este desăvârșirea ceea ce am început noi, alegând să ne unim într-o singură țară mare, care are aceeași limbă, aceeași cultură, aceleași valori. La 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a realizat Mica Unire, cum îi spun unii, dar de fapt este o unire foarte mare. Unirea principatelor a fost realizată după ce Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor în Moldova pe 5 ianuarie 1859, iar pe 24 ianuarie domn al țării românești. Cuza a fost incontestabil primul mare om de stat român. În jurământ, Cuza promitea să păzească cu sfințenie interesele patriei, iubind deopotrivă și pe cei ce m-au iubit și pe cei ce m-au urât, neavând înaintea ochilor mei decât binele și fericirea nației române. Statul a ajuns să se împrumute de la români cu sume record în ultimii ani. Doar în 2023, prin titlurile de stat, a făcut rost de peste 20 de miliarde de lei. Românii cred că o astfel de investiție este foarte bună pentru că este neimpozabilă, garantată de stat și poate ajuta în vremurile cu inflație ridicată. Dar câștigurile din ultimii ani sunt mult mai mici decât pierderile cauzate de inflație. Acest bărbat și-a investit o parte din economii în titluri de stat, cu o dobândă de 8%. Am investit în Fidelis, în lei, pe o perioadă de 3 ani, cu scadența la 3 ani.
Și voi face în continuare chestia asta de câte ori o să am ocazia. Sunt foarte avantajoase pentru că nu se plătesc impozite și toată lumea are de câștigat. Noi împrumutăm statul și statul are nevoie de noi. Românii pot investi în titluri de stat tezaur sau fidelis. Cele mai populare pentru cei cu venituri mai mici sunt titlurile tezaur, deoarece se poate investi de la un singur leu în sus. Nu, n-am investit. Am auzit de ele, dar n-am investit. Nu am avut până acum posibilitățile financiare pentru a investi. În ultimii 6 ani, numărul investitorilor în titluri de stat tezaur a crescut de aproape 6 ori, de la 50.000 la peste 280.000. În aceeași perioadă, statul român s-a împrumutat cu peste 10 miliarde de euro de la cetățeni și a dat înapoi aproape 11 miliarde. În 2018, românii au împrumutat statul cu 2 miliarde de lei prin titlurile tezaur. În 2023, valoarea împrumutului a crescut de 6 ori și a depășit 12 miliarde de lei. Asta pentru că statul a emis mai multe titluri, deoarece a avut nevoie de mai mulți bani. Același fenomen se observă și la titlurile de stat Fidelis, unde investițiile de anul trecut au ajuns la aproape 7 miliarde de lei. În total, în 2023, statul a cerut și a primit de la români aproape 20 de miliarde de lei. În principiu, este un win-win. Este o situație în care câștigă toți participanții la acest schimb. Pentru titlurile tezaur, statul acordă o dobândă de 6,1% pentru un singur an și de 7% cu scadență la 3 ani. Adică pentru o investiție de 10.000 de lei, după un an, cu banii păstrați în titlurile tezaur, veți primi puțin peste 600 de lei. Tot cu 10.000 de lei, puși într-un cont la o bancă cu dobândă de 5%, ne putem aștepta la un câștig de 450 de lei. La cea mai bună o ofertă din piață cu dobândă de 7,75%, vom avea un câștig de 700 de lei după impozitare. Având inflație extraordinar de mare, randamentul titlurilor de stat a fost suficient de mic încât oamenii care și-au pus bani în titluri de stat în continuare să piardă, în esență, bani. Cu toate acestea, investiția în titluri de stat este considerată a fi printre cele mai sigure, pentru că statul mereu returnează banii cu tot cu dobândă. Cu o inflație medie, anul trecut, de aproximativ 10%, investitorii în titluri de stat au pierdut doar între 3 și 4% din valoarea banilor. Guvernul maghiar anunță că autoritățile au dejucat o tentativă de lovitură de stat. Peste 150 de polițiști au descins la 10 adrese din Budapesta și alte orașe din Ungaria. 11 oameni au fost reținuți de autorități. Cei vizați de anchetă ar fi membri ai grupării Ungaria Scită. Potrivit autorităților maghiare, aceștia se pregăteau să preia controlul asupra țării. Planul suspecților ar fi fost să creeze o grupare paramilitară, să aresteze foști și actuali membri ai guvernului, să dezarmeze poliția maghiară și să preia controlul armatei. În timpul descinderilor au fost găsite muniție, puști, gloanțe din cauciuc și pistoale cu aer comprimat. Au fost ridicate și mai multe documente în care membrii grupării negau existența statului maghiar. 39 de oameni au murit după ce un magazin cu 3 etaje a luat foc în estul Chinei. Vă avertizez că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Ca să scape din calea flăcărilor, oamenii au sărit disperați pe ferestrele imobilului. Peste 120 de pompieri s-au luptat cu flăcările timp de 6 ore. Focul a pornit de la subsol și s-a extins rapid la parter și etaj. Numărul victimelor ar putea crește, deoarece în interior s-ar fi aflat mai mulți oameni care nu au reușit să iasă. De vină pentru tragedie ar fi mai mulți muncitori. Ei au folosit focul într-un loc unde nu era permis pentru a renova un spațiu de depozitare. Indigenii din pădurea tropicală amazoniană sunt școliți la înălțime, într-o sală de clasă amplasată într-un copac la peste 30 de metri înălțime. Casa din copac este folosită atât ca obiectiv turistic, cât și ca unitate de învățământ pentru indigenii peruvieni. Ei sunt învățați despre cum să-și asigure traiul fără să depindă de mineritul și de defrișările ilegale. Fabricată din lemn durabil, inclusiv copaci căzuți în mod natural, sala de clasă dispune de aer condiționat, internet de mare viteză prin satelit și energie solară. And to build the treehouse took us 4 months to build. 30 people and they work all day from 5 to 5. And for us it was tough, very hard
Pentru indigeni, accesul în sala de clasă este gratuit, însă pentru turiști, o singură noapte petrecută la înălțime costă $1,450. If they have better education, definitely they will have another opportunity to do and different job to do, because they will have different job to do, also they can have a little bit of money so they can buy other things than only be a logger. Construcția casei a fost finanțată de Udemy, o companie de educație online care oferă pădurarilor indigeni, tineri și adulți cursuri gratuite de reconversie profesională. This treehouse has to be one of the most remote classrooms all over the world. These people are not only learning their skills up there, but they're learning more about their surroundings, about their community, about nature, about this land they're trying to preserve. Potrivit datelor furnizate de Agenția Spațială Internațională, rata defrișării în Amazonia braziliană a căzut cu aproape 50% în 2023 față de anii anteriori, dar este încă extrem de mare. Numai suprafața braziliană defrișată depășește de 6 ori dimensiunea orașului New York. Pădurea amazoniană este considerată cel mai mare plămân al pământului. După o grevă care a blocat cetatea filmului pentru câteva luni în 2023, industria a revenit mai puternic ca niciodată. Au loc evenimente după evenimente, premiile Oscar, BAFTA, Globurile de Aur sau Zmeura de Aur. Aceasta din urmă și-a anunțat nominalizații. Zmeura de Aur, care premiază cele mai slabe interpretări și producții, și-a anunțat candidații la Marele Premiu. Filmul Expand for Bliss a condus cu 7 nominalizări, inclusiv pentru cea mai proastă imagine. A fost urmat de Exorcist Believer cu 5 nominalizări. Why are you here? I got this situation where I need your help. În ceea ce privește lista celor mai slabi dintre cei mai buni actori, J.Lo, Megan Fox, Helen Mirren sau Salma Hayek concurează pentru premiul de cea mai slabă actriță. People are numb, disconnected. We're gonna wake them up with a wave of passion they've never felt before. La categoria de cei mai slabi actori, pe listă se regăsesc nume mari în cinematografia mondială. Russell Crowe, John Voight sau Vin Diesel se află printre nominalizații. That's the problem with having such a big family. How do you choose the ones you save? Let's race! Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat. Fără echivoc, tehnologia ne-a schimbat viața. Gândiți-vă câte gadget-uri folosim în fiecare zi. Nu concepem viața fără smartphone, nu ne mai miră ustensilele casnice controlate prin telefonul mobil, iar programele de inteligență artificială scriu deja cărți, creează sisteme de învățare sau ajută la detectarea fraudelor cu carduri bancare. Este greu să ții pasul cu valul de gadget-uri care apar pe piață. În cazul multora dintre ele, nici nu știam că ne lipsesc până când nu am ajuns să le folosim pentru prima dată. Vă dau un exemplu. A fost creată prima mască silențioasă care blochează sunetul vocii spre exterior, astfel încât să puteți purta conversații oriunde fără să fiți auziți. Acest gadget poate fi activat cu o simplă apăsare de buton. Iar anul acesta la Las Vegas, la târgul dedicat noilor tehnologii, doritorii au putut să vadă o adevărată imagine a viitorului tehnologic, cu bune și cu rele. Claudiu Râpan, realizatorul emisiunii Connect, este alături de mine la această oră și spun bine ai venit. Bună, Livia, mulțumesc pentru invitație. Așadar, tu ai participat la acest târg de care vorbeam mai devreme, la Las Vegas. Spune-ne ce ai văzut, cum arată viitorul? Da, într-adevăr, am fost unul dintre puțini norocoși din România care au avut ocazia să ajungă. A fost a doua oară pentru mine când am participat la acest târg, prima dată fiind în 2019, și am apucat să văd mai tot ce ați văzut și dumneavoastră și telespectatorii noștri și tu la televizor, în sensul că foarte multă inteligență artificială, toți producătorii vin cu inteligență artificială, indiferent că vorbim de televizoare, inele, mașini de curățat, mașini de spălat. Stai puțin, inele. Frigidere. Vreau să știu, ce face inelul cu inteligența artificială? Foarte ușor. Știm cu toții că Radu Drăgușin s-a transferat la Tottenham de curând și au fost foarte multe știri care ne-au arătat și au făcut o comparație între inelul pe care îl poartă el și un inel pe care îl poartă și prințul Harry. Nu dăm nume aici, însă are rol de smartwatch, adică el îți va analiza obiceiurile zilnice și îți va trimite către telefon toți indicii și toți parametrii de sănătate pe care îi ai, de la puls, la cât de activ ești în timp ce faci fitness, cum să alegi să fii într-o anumită zonă în care probabil arzi mai multe kilograme decât în altă zonă în care poate stai mai relaxat. Deci pe acest
principiu, da. Există orice cu inteligență artificială. Vorbeam despre acea mască, o vedeam și în imagini ceva mai devreme. Pare că ne uităm la un film science fiction, da? Crezi că o să ajungem să vedem pe stradă oameni care poartă astfel de măști în viitorul apropiat? Mi se pare foarte puțin probabil să vedem în viitorul apropiat, dar și cel îndepărtat, pentru că arată ciudat. Și în primul rând, nu știu câți oameni sunt de acord să iasă în stradă purtând așa ceva pe față, însă îi putem vedea o utilitate, poate la birou, poate acasă când ai un meeting și vrei să te retragi într-o altă cameră unde să nu te audă copiii sau să nu-i audă alții pe copiii care poate sunt nemulțumiți de ceva. Adică mai în intimitate așa o văd purtabilă. Ideea era cât de utile ne sunt aceste gadgeturi care sunt prezentate, pentru că ne tot întrebăm, da, ce mai poate să apară. Iată că producătorii au fel de fel de idei, dar cât de utile sunt ele și cât de o să ajungem să le vedem și chiar să le cumpere oamenii, sau e pur și simplu așa să se fălească până la urmă cu ideile lor? Am văzut și multe produse statement, cum se numesc ele, adică produse care sunt scoase de producători, tocmai că se scriu foarte multe știri despre ele și sunt foarte interesante și țin capetele de afiș. Părerea mea că nu există gadget care să nu fie folositor absolut deloc. Unele sunt mai folositoare decât altele, însă cred că în primul rând fiecare gadget este pe atât de folositor cât îi este proprietarului, utilizatorului. Deci dacă practic cineva, uite, îmi vine în cap un gadget pe care l-am văzut la CES și care măsoară calitatea aerului. Poate nu toți vrem să știm care este calitatea aerului, însă acel gadget este portabil, se conectează la smartphone și poate fi de folos cuiva. Adică, da, nu o să fie la fel de util ca un smartphone, însă pentru un anumit public și o anumită nișă, că de asta se numesc produse nișate, sunt convins că vor prinde. Ce alte lucruri interesante ai văzut acolo pe care te aștept să le vezi în viitorul apropiat în casele oamenilor și poate chiar ale românilor? Am văzut acele celebre televizoare transparente despre care vorbeam înainte să intrăm în direct. Doi dintre cei mai mari producători de televizoare din lume, amândoi din Coreea de Sud, nu dăm nume, au venit cu astfel de dispozitive. Conceptul este unul foarte interesant, ele arată cam ca niște acvarii goale pe dinăuntru. Panoul este un OLED, deci calitatea imaginii este la înălțime și ele pot fi transformate și în televizoare convenționale prin ridicarea unui soi de panou negru în spatele display-ului. Deci foarte interesant. Ți-am zis, am văzut totul e cu inteligența artificială acum. Asta spuneai, că totul e cu inteligența artificială și vorbeam tot înainte să intrăm în emisiune că există acele aspiratoare care curăță fundul piscinelor, da, cu inteligență artificială și te întrebam care e diferența între aceste aspiratoare cu inteligență artificială și al meu de acasă care face tot așa singur, dar nu are inteligență artificială. Practic nu este o diferență atât de mare. În primul rând, în mod evident, sunt rezistente la apă. Ele sunt făcute, inteligența artificială le ajută să se miște pe mai multe dimensiuni. Cel de acasă se va mișca doar pe suprafața plată, practic nu se va sui pe pereți, nu se va urca pe pereți ca să curețe și pereții. Cel de piscină, din păcate. Poate, exact, din păcate, foarte bine. Cel de piscină poate face acest lucru. Evident, este mult mai ușor în apă decât există acea parte și element de subțiune. Însă, totul este, practic, el va avea în memoria, în creierașul la mic al lui, va avea pe unde a fost, unde urmează să meargă, o cadență a curățărilor. El va ști că va trebui să facă asta, nu știu, în funcție de cum se testează, o dată pe zi, de trei ori pe zi, whatever, cum vrei. Însă, da, tehnologia de bază este foarte asemănătoare cu cele pe care le avem mai mulți dintre noi acasă. Și atunci le adăugăm această caracteristică de inteligență artificială pentru că vinde, pentru că asta este în tendințe acum? Exact. Aș zice mai degrabă că inteligența artificială nu va fi neapărat un element de marketing, în sensul că va ajuta cu ceva, nu știu, vom vedea reclame mai inteligente sau, deși este foarte posibil să fie acesta cazul, însă nu chiar în viitorul foarte apropiat. Însă inteligența artificială, cum o văd eu în acest an, fiecare producător va lipi un soi de etichetă cu inteligența de artificială, AI, exact, da. AI pe orice produs de tehnologie va fi lansat, tocmai pentru că lumea va vedea și va spune, mama, are inteligența artificială, trebuie să-l am. Însă nu foarte multă lume știe că inteligența artificială este deja prezentă pe smartphone-urile noastre, chiar dacă nu pe cele neapărat cumpărate în acest an sau anul trecut. De exemplu, atunci când folosești anumite aplicații, telefonul îți învață ordinea în care le deschizi de dimineață, în așa fel încât tu când te întorci sau revii la o aplicație, telefonul să fie mai fluid în mișcare, se miște mai bine. Asta vine de la inteligența artificială. Postprocesarea pozelor. Noi facem o poză, poate iese puțin mișcată, poate iese puțin arsă, poate o nuanță de verde acaparează prea tare. Există inteligența artificială și acolo. Va modifica un pic compoziția pozei pentru că ea să apară mult mai bună, mai calitativă. Că tot vorbești de telefoane mobile. Ai văzut ceva interesant? Se mai întâmplă ceva? O să vorbim în palmă sau ceva? Încă nu vorbim în palmă, însă este, deși nu am apucat să-l văd la acest, nu
am găsit, cred că, standul unde era prezentat. Există și am vorbit la noi în emisiune, în Connect, pe finalul anului trecut, despre Humane AI, care este un fel, să-i spunem pe românește, o broșă. O pui în piept și proiectează, practic, un smartphone în palmă. Și de acolo poți alege. Practic poți face ce ai face cu un smartphone. Deci practic îl pun în piept și se proiectează la nivelul mâinii. Citisem undeva că există și chipuri implantate în piele. Aviz celor care mai nu mult vor de atât. Nici există. Măcar pașapoarte cu chip. Da, există mai mult de atât. Există experimente, dacă nu mă înșel, pe animale făcute chiar de OpenAI sau făcute înainte de OpenAI, nu știu cum mai fac acum, sau s-ar putea să vorbesc prostii, să spun pe românește, dar știu sigur că este o companie în care Elon Musk a avut un stake, în care chiar s-a încercat implementarea inteligenței artificiale în creierele maimuțelor, au ajuns până la maimuțe. Nu știu dacă vor merge mai departe, rezultatele erau mixte, erau unele bune, unele mai puțin bune, însă prefer să vorbim despre asta poate mai încolo. Și eu, la fel, și eu la fel. Dacă vorbim de modă, am putea să vedem inteligența artificială în modă, știu și eu, la nivel fizic, efectiv, adică să-mi iau acest sacou astăzi să aibă culoarea roșie și mâine să-l fac roz. Păi vedem ecrane pliabile, vedem ecrane rulabile, vedem ecrane transparente, nu văd de ce nu ar putea fi un ecran flexibil, nu știu, poate în următorii 5-10 ani, un ecran practic pe care putem să-l purtăm și pe care putem să proiectăm orice, adică de ce doar culori? Putem să facem reclamă pe stradă, nu? Sigur că da. Mergem cu sacoul pe spate și rulează o reclamă. Putem primi câțiva dolari pentru chestia asta. Tot la gadget-uri rămânem. Ce a fost cel mai ciudat gadget? Care a fost cel mai ciudat gadget pe care l-ai văzut? Am două în cap. Unul mi s-a părut, primul despre care vreau să vorbesc, este un soi de roboțel produs de cel mai mare producător din Coreea de Sud, care face și televizoare și telefoane mai multe. Nu dăm nume. Însă este un roboțel, se numește Bolly, dacă nu mă înșel. Pentru fanii Star Wars, este cam ca R2-D2, doar că este galben. Se plimbă după tine prin casă, proiectează pe tavan sau pe pereți informații de care ai nevoie, întâlniri la care trebuie să participi în ziua respectivă, programe de antrenament chiar. Și te va ajuta, de exemplu, dacă vrei să faci abdomene și stai întins pe spate, el va proiecta pe tavan clipul pe YouTube cu muzică sau cu ghidul pentru abdomene de care ai nevoie și tu vei face asta. Poate să comandă și flori. Ar putea să fie asistenta pe care și-o dorește oricine. Exact. Asta da. Era unul. Și asta celălalt? Era unul. Celălalt era, am văzut un soi de robot foarte creepy, să spun așa, în sensul că era într-un scaun cu rotile. Nu cred că au avut bani producătorii, era un producător ceva mai nișat și nu știu că au avut bani să-i facă și un și mecanism picioare. Motoriu și picioare. Era ceva printat, era din plastic, practic. Însă capul, îmi amintea foarte mult de capul acelui robot din I Am Robot, filmul cu Will Smith, apărut acum în urmă cu 10-15 ani. Puteai purta o conversație cu el. Îi schimba mimica, schimba culorile care apăreau pe față, era un soi de față transparentă și puteai purta o conversație ca de la persoană la persoană cu el. Foarte ciudat. Când s-a încheiat una dintre zilele târgului, reprezentantul producătorului a plecat cu el cu transportul în comun și era cu robotul în autobuz, să spun așa, da. Și interesant. A fost o priveliște interesantă. Sunt gândite gadgeturile în funcție de generații, sunt adaptate vârstelor? Sigur că da, adică la vârstele mai înaintate, să spun, pentru oameni mai în vârstă, pentru aceștia există o serie de dispozitive, mai ales de cele care îți monitorizează aspectele de sănătate. O să vedem anul acesta, cel mai probabil, primele ceasuri care pot măsura și glicemia. În sensul că nu vor da o valoare exactă, însă îți vor spune dacă ceva e în neregulă, dacă ai glicemie prea mare sau ai glicemie prea mică și ca să faci ceva să rezolvi această situație. Există ceasuri tot așa lansate și care se vând destul de bine pentru publicul mai vârstnic, ceasuri care îți pot măsura tensiunea, tot smartwatch-uri. Deci vorbim aceste elemente medicale, să spun, aduse pe smartwatch-uri în mod deosebit pentru cei mai în vârstă, iar pentru cei tineri avem joacă. Am văzut și la acest, trăim în sub semnul zodiacal al consolelor portabile, cele pe care le iei în mână. Să și cu realitate virtuală, bănuiesc. Și cu realitate virtuală, se pot conecta și la realitate virtuală, adică toată lumea, generația mai veche, generația mea, generația noastră au calculat. Nu spune generația mai veche. Nu putem să fim generația mai veche. Mai experimentată, să spun așa. Ai găsit ceva care ți s-a părut complet inutil? Complet inutil? Nu pot să spun. Nu cred în acest concept de complet inutil. Sunt sigur că are o valoare pentru cineva. Sigur, chiar acolo și dacă undeva. Sunt două persoane în toată lumea care găsesc o utilitate într-un anumit soi de produs, sunt sigur că există o valoare. Suntem vreun pic aproape așa de holograme și să le folosim în sistem uzual.
Suntem din ce în ce mai aproape, deși cumva iarăși revenim la inteligența artificială, a luat cumva fața, știu că hologramele erau big thing-ul anilor trecuți, au fost folosite în concerte, sunt folosite în advertising, am văzut în Times Square niște reclame care se bazează tot așa pe holograme, însă cred că mai e un pic până sunt adoptate la scară largă. Aștept momentul în care în loc să trimit un mesaj o să-mi trimit holograma să, exact, să spună ceva. Sau poate aici în locul meu va fi o hologramă în anii care vor urma, deci rămâne de văzut. Claudiu, îți mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și eu, Olivia. Orațiu Moldovan a avut parte de o prezentare ca a marilor vedete la Atletico Madrid. Imagini vedeți la Focus Sport după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi. Fetița de 3 ani, care în urmă cu o săptămână a fost internată în stare gravă împreună cu sora ei mai mare după ce a fost spălată pe cap cu o substanță antiparazitară folosită la animale, a intrat în moarte cerebrală. Colega mea, Daria Diaconiuc, știe întreaga poveste. Daria, bună ziua! Te ascultăm! Bun găsit, fetița se află internată deja de mai bine de o săptămână la Spitalul Sfânta Maria din Iași pe secția de terapie intensivă. A ajuns aici cu un elicopter smurd împreună cu sora ei de 4 ani. Aceasta din urmă a scăpat de pericol pentru că pe ea mama nu a spălat-o pe cap și micuța a inhalat doar vaporii substanței cu care femeia a stropit camera lor. În cazul celei mici, încă de la început situația a fost foarte gravă pentru că a fost spălată pe cap cu substanța antiparazitară folosită pentru animale, intoxicați a fost extremă. A fost resuscitată 10 de minute, iar medicii depun toate eforturile să o salveze. Din păcate, copila a intrat în moarte cerebrală, iar doctorii spun că șansele ei de supraviețuire sunt minime. Atât de aici, la revedere! Mulțumesc, Daria. Incendiu puternic în capitală. 3 case din sectorul 3 au fost cuprinse de flăcări, iar pompierii au încercat timp de câteva ore să stingă vâlvătaia. Vlad Cârstea ni se alătură cu detalii. Vlad, care este acum situația? Bun găsit! Au trecut mai bine de 6 ore de când pompierii au lichidat incendiul izbucnit în toiul nopții pe strada Oria din sectorul 3 al capitalei, dar mirosul de fum se simte în continuare foarte puternic aici. În acest moment, cele 3 familii afectate evaluează pagubele. După cum se poate vedea, una dintre case este distrusă în totalitate, în timp ce alte 2, aflate în curtea învecinată, sunt puternic afectate. Totul ar fi început undeva în jurul orei 1 noaptea, atunci când locuitorii străzii au sesizat că iese fum din casa care a fost distrusă în totalitate. Ei bine, ei s-au mobilizat destul de repede, astfel încât au mutat mașinile care erau parcate și pe o parte și pe alta a străzii, lăsându-le pompierilor spațiu de manevră. Și pompierii au intervenit destul de prompt, chiar dacă lupta cu flăcările a durat aproximativ 7 ore. Din fericire, nicio persoană nu a fost afectată de incendiu. 2 oameni au ajuns într-adevăr la spital după ce au făcut un atac de panică. În momentul de față, autoritățile urmează să stabilească cauza incendiului și cu mai multe detalii o să revin la Focus 18. Mulțumesc, Vlad. 2 lideri ai mafiei drogurilor din România au fost arestați ieri în urma perchezițiilor DICOT într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Cei 2 interlopi ar fi vândut cocaină în mai multe cluburi și restaurante de lux din capitală. Unul dintre cei reținuți este Emil Alecu, zis Bebino, liderul clanului sportivilor. Sistemul nu mă lasă să-mi arătă adevărata mea valoare în ring. Cam asta sunt. Da? Bebino și Gabi Constantin, șeful clanului Cocalarilor, au fost filați de un polițist sub acoperire care i-a convins pe cei 2 să-i vândă cocaina. Negocierile și tranzacțiile au fost filmate și înregistrate. Polițiștii au făcut 6 percheziții în București și în Călăraș. Interlopul Bebino și liderul clanului Cocalarilor au fost ținta acestor verificări. Amândoi sunt suspecții principali într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Ar fi vândut cocaină în București în mai multe restaurante și cluburi de lux în perioada noiembrie 2023-ianuarie 2024. Aceste clanuri procurau cocaina din afara țării și o distribuiau către cluburi, către restaurante, în mediile private, în high life, la unele petreceri private, obținând prețuri foarte bune și câștiguri pe măsură care le asigură un mod de viață opulent. Cocaina este un drog scump, astfel că interlopii se învârteau în cercuri formate din oameni bogați. Așa le era mai ușor să-și vândă marfa. Clienții clanurilor, rețelelor importante care distribuiau droguri și în special cocaină, au fost vedetele, au fost persoane din high life, unii politicieni,
pentru că ei, în distribuind drogurile, asigurau oarecare și oarecare protecție, deoarece exista riscul ca despre aceste persoane să se afle că sunt consumatoare, curgeau și la șantaj și violență, pentru că lumea drogurilor se leagă inevitabil de toate aceste zone infracționale. Este deja cunoscut faptul că interlopii și clanurile din România au o influență foarte mare și sunt greu de prins în fapt. Spre exemplu, la traficul de enobotanice sau suplimente de droguri, pedeapsa principală a fost până la 1 martie 2023 închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă, o închisoare extrem de mică, și foarte mulți astfel de membri ai clanurilor au scăpat în libertate. Acum însă s-a instalat haosul după ce Bebino din clanul sportivilor a fost reținut și după ce liderul clanului cocalarilor a fost audiat. Marius Alecu Zis și Bebino face parte din clanul sportivilor, ce este unul dintre cei mai violenți interlopi din capitală. Bărbatul de 30 de ani a lucrat în trecut ca bodyguard la un restaurant. A devenit cunoscut după ce s-a bătut cu mai mulți mafioși din București. În anul 2020 a fost la un pas de moarte după ce a fost înjunghiat în urma unei bătăi cu un alt clan mafiot. Cearta cu rivalul lui a pornit atunci de la o datorie de 10.000 de euro. În urma bătăii pe care a încasat-o, Bebino a rămas fără două degete. I s-a făcut și dosar penal după ce l-a înjunghiat și el pe rivalul său. În același an, Marius Alecu a fost reținut după ce a creat alături de iubita lui o rețea de prostituție. De asemenea, clanul cocalarilor este foarte cunoscut pentru traficul de etnobotanice și de heroină în București. În interiorul cimitirului Belu sunt construite peste 300 de monumente istorice, iar unele dintre ele au o vechime de peste 100 de ani. În condițiile în care cimitirul este unul cu circuit închis, adică nu se mai poate extinde, un loc de veci peste care este construit un monument funerar este la mare căutare, iar prețurile sunt pe măsură. O astfel de construcție ajunge să se vândă cu peste 100.000 de euro. Stiluri arhitecturale unice, coloane impresionante, marmură și alte pietre scumpe pentru construcții fac din cimitirul Belu un panteon al României. Este cel mai cunoscut loc de veci din țară. A fost deschis exact în anul Unirii Principatelor și a strâns de-a lungul timpului o colecție impresionantă de monumente. Astăzi, cele mai multe sunt extrem de râvnite de oameni înstăriți. Cumpărătorii monumentelor vândute odată sunt oameni foarte educați, cu posibilități financiare, evident, și dar care au apreciat foarte mult efectiv statutul de monument. Cimitirul nu se mai poate extinde, iar locurile de veci nu se vând, singura modalitate de înstrăinare fiind un act de donație. Doar că în cazul monumentelor, situația este diferită. Act de donație arată că se poate înstrăina dreptul de concesiune pentru că nu este în regim de proprietate. Asta înseamnă că la notariat se întocmește actul de contractul de donație pentru locul de veci, iar dacă pe loc există și construcția, acestea fac obiectul unui act separat. Obiectul vânzării construcției nu include și donația. Sunt acte administrative separate. Prin această portiță legislativă au apărut și primele oferte pentru monumentele funerare. Am avut norocul cumva să identificăm moștenitori ai unor monumente importante, semnificative, care din vari motive au decis sau dorit să le vândă. Sunt foarte rare, rar apare ceva la vânzare. Și noi am fost surprinși pentru că nu știam cum să abordăm puțin din ce perspectivă un monument funerar. Nu este chiar un imobil uzual ca și ofertă de vânzare. Chiar dacă oferta este atipică, cerere există. Reacțiile din piață după ce l-am promovat pe canalele noastre de promovare au fost foarte rapide, nu mă așteptam. Sincer, nu prea aveam idee nici de valoare, mai mult am evaluat, ținând cont efectiv de valoarea monumentului și am căutat să facem niște similitudini. Vânzările s-au finalizat foarte, foarte rapid. Primul monument vândut pe o sumă care a depășit 80.000 de euro a fost al colonelului Paul Străjescu. Are o suprafață de numai 16 metri pătrați, conține 4 cripte și este considerat un monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local. Monument absolut deosebit, atât prin arhitectura lui, de arhitectura Art Deco, este construit în anii 30, cât și mai ales prin grupul statuar care flanchează intrarea, grup statuar
al Sfântului reprezentând pe Sfântul Pavel și Petru, făcut realizat de sculptorul Jalea. Este și o inscripție a arhitectului, ceea ce este destul de rar, pe monumentele din Belu rar găsești înscrisuri ale arhitecților. Dar înainte de vânzare trebuie rezolvată problema osemintelor aflate în interiorul locurilor de veci. Atunci când sunt oseminte pe loc, ele rămân pe loc cu acordul noului concesionar, sau varianta a doua este aceea a descumării osemintelor și mutarea la solicitarea vechiului concesionar într-un alt loc. Un alt monument funerar pentru care s-au plătit peste 5.000 de euro pe metru pătrat este al juristului Stoienescu. Acesta a fost construit în jurul anului 1930, conține 6 cripte și a fost restaurat în 2018. Printre familiile boierești ale căror membrii se află înmormântați aici se numără Cantacuzino, Ghica, Brâncoveanu, Crețulescu și Știrbei. Este un monument foarte, foarte frumos în stil neoromânesc, cu o bogată decorațiune, niște frize și o decorațiune cu motive florale, vegetale foarte frumoase pe fațadă și el a fost restaurat destul de bine, s-au valorificat elementele arhitecturale, repet, foarte, foarte bogate de pe fațadă. Acum doar un singur monument mai este de vânzare și este cel mai scump dintre toate. Monumentul funerar al familiei Alexandrescu este unul dintre cele mai vechi din cimitirul Belu. Construit în anul 1864 în stil neoclasic, el se vinde la prețul unui penthouse din centrul capitalei, și anume 170.000 de euro. Este foarte impozant, să spun, dar mai ales este într-o poziție, într-o locație foarte bună, pentru că este exact pe aleea principală, pe un colț, înainte de Biserica Mare a cimitirului. El necesită restaurare, tocmai proprietarul nu locuiește în România și nu s-a mai putut ocupa. Ansamblul Cimitirul Șerban Vodăbelu este administrat de Primăria Capitalei și a fost înscris pe lista monumentelor istorice în 2010. Aici se odihnesc sute de personalități marcante din istoria României. După o grevă care a blocat cetatea filmului pentru câteva luni în 2023, industria a revenit mai puternic ca niciodată. Au loc evenimente după evenimente. Premiile Oscar, BAFTA, Globurile de Aur sau Zmeura de Aur. Aceasta din urmă și-a anunțat nominalizații. Zmeura de Aur, care premiază cele mai slabe interpretări și producții, și-a anunțat candidații la Marele Premiu. Filmul Expand for Bliss a condus cu 7 nominalizări, inclusiv pentru cea mai proastă imagine. A fost urmat de Exorcist Believer cu 5 nominalizări. Why are you here? I got this situation where I need your help. În ceea ce privește lista celor mai slabi dintre cei mai buni actori, J.Lo, Megan Fox, Helen Mirren sau Salma Hayek concurează pentru premiul de cea mai slabă actriță. People are numb, disconnected. We're gonna wake them up with a wave of passion they've never felt before. La categoria de cei mai slabi actori, pe listă se regăsesc nume mari în cinematografia mondială. Russell Crowe, John Voight sau Vin Diesel se află printre nominalizați. That's the problem with having such a big family. How do you choose the ones you save? Let's race! Un concurs de frumusețe pentru pisici organizat în statul american Arizona s-a lăsat cu bătaie, nu între feline, ci între un motan și președinta juriului. Comportamentul pisicii nu i-a impresionat pe jurați, iar motanul scandalagiu a fost descalificat. Sofisticate, rafinate și arogante. Așa sunt de cele mai multe ori descrise felinele care participă la concursuri de frumusețe. El este Beethoven, un motan negru care a impresionat juriul din Arizona într-un mod inedit. A dat cu laba peste fața unui jurat. Femeia era chiar președintele juriului. De obicei, pisicile stau liniștite atunci când sunt inspectate de la mustăți până la vârful cozii. Nu și Beethoven, care și-a pierdut răbdarea. A devenit agresiv și a fost descalificat. Păcat, spun specialiștii, la început chiar a fost apreciat. No dust, no dander, nice green eyes.
Președinta juriului, cu experiență în domeniu, spune că este doar a doua dată când se întâmplă așa ceva. Femeia a fost speriată la început, dar acum se amuză. It's the black cat smackdown. That one was just terrifying. When you see the eyes going like that. A fost însă prima competiție pentru felină, așa că isprava lui Beethoven poate fi iertată. Un concurent din spate a rămas și el uimit de ce a văzut. Beethoven nu este singura felină care are un comportament agresiv și ajunge vedetă pe internet. El se poate bate cu alte pisici furioase. 200 de drone au luminat cerul Madridului noaptea trecută. Imaginea unor monumente celebre, precum Taj Mahal și turnul Eiffel, au fost proiectate pe cerul întunecat și i-au încântat pe spanioli. Spectacolul a fost organizat cu ocazia târgului anual de turism de la Madrid. Iată imaginile. Mulțumesc, Marina. Meteorologii au anunțat cod galben de vânt puternic în Banat, în sudul Crișanei și al Transilvaniei. Va fi viscol în județele Alba, Sibiu și Brașov. Haideți să vedem cum va fi vremea și în restul țării în zilele următoare. Astăzi temperaturile sunt mai mari decât ar trebui să fie în perioada aceasta a lunii. Cele mai călduroase zone sunt în Franța, Portugalia și Spania. Vor apărea ploile în arhipelagul britanic, Belgia, Olanda, Franța, Elveția și sudul Germaniei. Vor fi și ninsori, dar în munții Alpi, munții Carpați și nord-estul continentului. Vântul va sufla cu putere în Europa nord-vestică. Astăzi va bate vântul în cea mai mare parte a țării. În câmpia de vest, Oltenia și Muntenia, cerul va fi înnorat și vor fi ploi slabe. Vor fi și ninsori, dar în Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte. Vântul va bate cu putere în majoritatea regiunilor, însă viteze mai mari de rafale vor fi pe creste. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 10 grade. În capitală, astăzi, vremea continuă să fie mai caldă, cerul este variabil, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 9 grade. Mâine, vremea va fi închisă, cu un cer înnorat și vor fi ploi slabe. Vântul va sufla moderat, iar temperatura se menține la aceeași valoare. Poi mâine, cerul va fi înnorat la începutul zilei. Vântul va sufla moderat, valoarea termică va scădea până la 5 grade. La munte, astăzi vremea va fi rece și va bate vântul. Cerul va fi temporar noros, vor fi ploi sau lapoviță și ninsori la altitudini mai joase. Pe crestele montane va ninge, iar vântul va bate cu putere și vor fi perioade cu viscol. Valorile termice sunt mai mari decât cele de zilele trecute. În Timișoara, astăzi avem parte de 9 grade și de un cer înnorat. Mâine și poi mâine, temperatura va fi constantă, în jur de 7 grade, cu un cer variabil. La Iași, temperaturile scad. Astăzi va ploua și vor fi 6 grade. Mâine vor fi descărcări electrice, ploaie și spre seară posibil ninsoare, iar valoarea termică va fi de 3 grade. Poi mâine va ninge și vor fi 2. La Cluj, astăzi va ploua, vremea va fi închisă și temperatura va fi de 6 grade. Mâine vor fi 2 grade, cu un cer noros. Poi mâine va ninge și temperatura se menține constantă la 2 grade Celsius. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat. În ultimele 24 de ore, 83 de persoane au fost salvate de pe munte și cum se apropie weekendul și mulți dintre noi ne gândim să dăm o fugă până acolo, l-am invitat pe președintele Salvamont, Sabin Cornoiu, să ne dea câteva sfaturi pentru o mini-vacanță fără griji. El se află în legătură directă cu noi și spun bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Spuneam că ați avut foarte multe intervenții în zilele trecute. De ce vă solicită ajutorul turiștii cel mai adesea? Care sunt situațiile periculoase în care ajung? Știam că o să avem un afluz foarte mare de turiști către munte, mai mult de atât nu toate pârtile din țară funcționează și atunci cele pe care este zăpadă suficientă se înregistrează un grad ridicat de încărcare cu turiști acestor pârtii și acest lucru
generează inevitabil și evenimente. Am încercat să fim cu efective suplimentare pe munte, să putem să intervenim la toate acțiunile de salvare și iată că numai ieri, că a fost o zi liberă, am avut 83 de evenimente, dar recordul zilei cred că a fost acum vreo două săptămâni, 112 cazuri într-o zi. Sunt recorduri nedorite pentru noi, pentru că toate astea înseamnă suferință, dar trebuie tras un semnal de alarmă ca turiștii să fie mult mai responsabili când merg la munte și practică diverse activități montane. Și această responsabilitate pleacă de la echipamentul, de la îmbrăcămintea și încălțămintea pe care o au și apoi de la echipamentul pe care sau care este necesar pentru a practica activitățile pe care le doresc să le facă pe munte. Deci un echipament corespunzător care să le asigură o protecție termică, încălțămintea să aibă o talpă antiderapantă. Aici vorbim de cei care fac doar excursii simple la nivelul stațiunilor sau pe trasele foarte ușoare. Apoi cei care merg la ski, canturile foarte bine ascuțite, legătura reglată, atenție la cei din jurul lor, iar cei care ies în zona alpină de creastă, aici sfaturile sunt mult mai multe, pornesc de la echipamentul adecvat, colțar, piolet, coardă, alimentație corespunzătoare, medicația necesară, telefon cu baterie de rezervă, echipament de salvare din avalanșe și foarte mare atenție la depunerile de zăpadă, pentru că avem în ultimele zile în ninsori, în unele zone semnate ca cantitativ, depuse pe văi, depuse pe anumite culmi și încă nu avem sudate foarte bine straturile de zăpadă între ele și riscul de avalanșe este destul de mare. Spuneți-ne, se sperie oamenii prea ușor când vă sună sau ajung într-adevăr în situații limită? Avem oameni care sunt responsabili și ne cer sfaturi înainte să se producă evenimentele, oameni care ne spun în ce situație ar putea intra și ce cred ei că, sau ce cred că li s-ar putea în perioada următoare și noi încercăm să le dăm cele mai bune sfaturi și, sau chiar să intervenim înainte de producerea accidentului, dar sunt și persoane care cred că lor nu li se poate întâmpla nimic, persoane care așteaptă până în ultima clipă sau ne anunță după ce se produce evenimentul și atunci câteodată este foarte dificil de intervenit. Domnule Cornoiu, vă mulțumesc pentru toate aceste precizări. Mergem mai departe. Acum Mica Unire a fost sărbătorită în pensiunile din Bucovina. După o zi pe pârtie sau plimbări prin natură, oaspeții s-au retras la pensiuni, unde s-au delectat cu bucate tradiționale și s-au relaxat la piscină sau la spa. Pentru mini-vacanță, administratorii pensiunilor au pregătit oferte speciale. Bună ziua, bine ați venit în Bucovina! Vă întâmpinăm cu o afinată și gogoși fierbinți făcute de colegii noștri din bucătărie. În bucătăriile pensiunilor a fost forfotă mare. Gazdele au pregătit turiștilor fel de fel de bunătăți locale. Da, noi aici avem un grup de cazați care acum sunt pe Casa Pârtie și vrem să-i întâmpinăm cu o ciorbă rădăuțeană ca la mama acasă, așa ca din Bucovina. Da, uitați cât e de deci frumos miroasă și cum arată. Așa. Avem un curcan cu sos de gorgonzola și un orez cu hribi, fel principal, așa. Și ca desert am pregătit gogoșile, faimoasele gogoși din Bucovina. Și vremea a fost bună în stațiunea turistică Voroneț, iar cei veniți în concedii au resimțit ospitalitatea bucovineană și au celebrat unirea principatelor române într-o zonă de poveste. Ziua Unirii pentru noi înseamnă să fim aproape, să fim uniți. E o zi importantă pentru noi românii. În Bucovina întotdeauna am găsit cele mai frumoase locații, cele mai frumoase gazde. Mâncare, nu mai spunem, de fiecare dată plecăm cu câteva kilograme în plus. Ne simțim extraordinar că am venit cu toții aici și că sărbătorim Mica Unire împreună. Suntem bucuroși pentru că aceste meleaguri sunt foarte pitorești. E ceva ce îți încântă gusturile și te face să te simți ca acasă. Eu cel puțin mă simt ca acasă în această zonă. Nu doar mâncărurile specifice Bucovinei au atras pe turiști, dar și facilitățile incluse în ofertă de către administratorii pensiunilor. Lângă faptul că se pot relaxa la pârtia de schi, se pot relaxa totodată și la saună, la jacuzzi, în piscină, unde cu siguranță relaxarea va fi maximă. Prinzând și această zi liberă și weekendul. Cu siguranță. Avem foarte multe solicitări. De multe nu reușim să facem față solicitărilor pentru că oamenii vin încântați. Prețul pentru cazare în această mini-vacanță la pensiunile din Voroneț pornește de la 350 de lei.
Turiștii au dat năvală și pe pârtile din Poiana Brașov. A fost coadă pentru bilete la telegondolă. Un ordin al Ministerului Sănătății produce degringoladă în farmacii. Oamenii au acum dreptul să ceară antibiotice fără rețetă pentru o așa numită doză de urgență de 48 de ore. Medicamentele se vor elibera doar în anumite condiții, însă cei mai mulți dintre medici critică decizia. Noul ordin al Ministerului Sănătății a bulversat și mai mult pacienții, potrivit farmaciștilor. Acesta a fost conceput în grabă și nu recunoaște rolul farmaciștilor în evaluarea necesității administrării unui antibiotic. Farmacistul nu este obligat să elibereze dacă pacientul își cere doza de urgență. Farmacistul trebuie să se convingă el că pacientul are nevoie de antibioticul respectiv. Și asta e o greșeală, populația nu a înțeles. Pacienții au acum dreptul să ceară antibiotic necesar pentru două zile fără să aibă rețetă de la medic, dar sunt obligați să completeze o declarație pe propria răspundere prin care se angajează că nu vor merge să ia aceeași doză și de la alte farmacii. Dar farmaciștii susțin că nimeni nu va verifica aceste declarații. Trebuie să ajungem în punctul în care antibioticele să fie folosite corect și atunci când este nevoie. Practic, plecând de la o problemă generală, din păcate luăm antibioticele precum bomboanele, și că de multe ori, nu numai că le luăm inutil, dar avem reacții adverse, se creează rezistență. Deci asta este problema reală. Atenție, în momentul în care se stabilește sau farmacistul stabilește că acea persoană are un teren alergic, că există semne de întrebare categoric, că nu îi va da antibioticul. Antibioticele luate doar pentru 3 zile au un efect bacteriostatic. Bacteriostatic înseamnă că le lasă într-o stare latentă și când găsesc din nou un mediu propice sau un moment, ele se înmulțesc mai mult decât înainte. Eliberarea dozei de urgență trebuie urmată de prezentarea ulterioară a pacientului la medic pentru consult și obținerea unei prescripții adaptate afecțiunii sale. Rezistența la antibiotice este una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică în toată lumea, iar România e pe locul 3 în Europa la consumul de antibiotic și pe locul 2 la rezistență la antimicrobiene. Numai pentru 48 de ore este bine, pentru că poate se întâmplă astăzi ceva, nu este un medic. Nu e o măsură bună. De ce? Pentru că se învață lumea numai la antibiotice. Potrivit unui studiu realizat în urmă cu 2 ani, peste 4 milioane de români au avut rețetă compensată sau gratuită pentru tratamentele cu antibiotic. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat. Un concurs de frumusețe pentru pisici organizat în statul american Arizona s-a lăsat cu bătaie, nu între feline, ci între un motan și președinta juriului. Comportamentul pisicii nu i-a impresionat pe jurați, iar motanul scandalagiu a fost descalificat. Sofisticate, rafinate și arogante. Așa sunt de cele mai multe ori descrise felinele care participă la concursuri de frumusețe. El este Beethoven, un motan negru care a impresionat juriul din Arizona într-un mod inedit. A dat cu laba peste fața unui jurat. Femeia era chiar președintele juriului. De obicei, pisicile stau liniștite atunci când sunt inspectate de la mustăți până la vârful cozii. Nu și Beethoven, care și-a pierdut răbdarea. A devenit agresiv și a fost descalificat. Păcat, spun specialiștii, la început chiar a fost apreciat. Președinta juriului, cu experiență în domeniu, spune că este doar a doua dată când se întâmplă așa ceva. Femeia a fost speriată la început, dar acum se amuză. The black cat smackdown. That one was just terrifying. When you see the eyes going like that. A fost însă prima competiție pentru felină, așa că isprava lui Beethoven poate fi iertată. Un concurent din spate a rămas și el uimit de ce a văzut. Beethoven nu este singura felină care are un comportament agresiv și ajunge vedetă pe internet. El se poate bate cu alte pisici furioase. Indigenii din pădurea tropicală amazoniană sunt școliți la înălțime într-o sală de clasă amplasată într-un copac la peste 30 de metri înălțime. Fabricată din lemn durabil, inclusiv copaci căzuți în mod natural, sala de clasă dispune de aer condiționat, internet de mare viteză prin satelit și energie solară. To build the treehouse took us 4 months to build. 30 people and they work
all day from 5 to 5. And for us it was tough, very hard. Pentru indigeni, accesul în sala de clasă este gratuit, însă pentru turiști, o singură noapte petrecută la înălțime costă $1,450. If they have better education, definitely they will have another opportunity to do and different job to do, because they will have different job to do, also they can have a little bit of money so they can buy other things than only be a logger. Construcția casei a fost finanțată de Udemy, o companie de educație online care oferă pădurarilor indigeni, tineri și adulți cursuri gratuite de reconversie profesională. This treehouse has to be one of the most remote classrooms all over the world. These people are not only learning their skills up there, but they're learning more about their surroundings, about their community, about nature, about this land they're trying to preserve. Potrivit datelor furnizate de Agenția Spațială Internațională, rata defrișării în Amazonia braziliană a scăzut cu aproape 50% în 2023 față de anii anteriori, dar este încă extrem de mare. Numai suprafața braziliană defrișată depășește de 6 ori dimensiunea orașului New York. Pădurea amazoniană este considerată cel mai mare plămân al pământului. 200 de drone au luminat cerul Madridului noaptea trecută. Imaginea unor monumente celebre precum Taj Mahal și Turnul Eiffel au fost proiectate pe cerul întunecat și au încântat pe spanioli. Spectacolul a fost organizat cu ocazia târgului anual de turism de la Madrid. Iată imaginile. Iar dacă vă plac călătoriile culturale, există în Europa câteva hoteluri care au o notă specială. Sunt adevărate galerii de artă. Aceste hoteluri se află în Scoția, Italia sau Elveția și intră la categoria luxury. Prețul unei nopți de cazare într-un astfel de hotel ajunge la câteva sute de euro pe noapte. Doamnelor, domnilor, focul se încheie aici, dar știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Rămâneți pe Prima TV de la ora 18, colega mea Andreea Bereclanu vă așteaptă cu principalul jurnal al zilei. Noi ne revedem și mâine tot de la ora 14. O după-amiază cât mai frumoasă să aveți. La revedere! Program disponibil pe primaplay.ro.